Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să știți că un român emigrat în Germania a descoperit frigul ceaușist în noua lui țară, dacă tot vorbeam despre asta. Unde, tati? În Germania? Da, în Germania. Deci omul și-a cumpărat casă. Este o poveste pe care a relatat-o el pe TikTok. Deci și-a cumpărat casă. Și în prima iarnă s-a încălzit. Înțeleg că are o centrală de asta pe păcură, ulei, cum se zice. A, și s-a încălzit ca la noi acasă. S-a încălzit, da, a băgat forjă. Și a consumat o grămadă de litri. 4 tone de păcură și l-a costat o grămadă și n-a înțeles ce se întâmplă și i-a cerut sfatul unui vecin neamț. Citez. I-am zis că am consumat în jur de 4.000-4.500 de litri pe an pentru încălzire. A făcut ochii cât cepele și a repetat. Cât? Cum se zice 4.000 în german? Vifil. Cum? Vifil. Vifil? A făcut neamțul. Pe râu. Vifil? Adică 4.000 este vifil? Nu, ai... Nu. Mă rog, a zis 4.000 în germană, în original. A, vrei să zic 4.000 în germană? El a întrebat cât, a zis cât. Nu, cât? Cât? 4.000? Bifil, fir, funcțion. Fire, fire. Hai zic că nu se poate, că nu e adevărat. 1.000. Citez. Omul, în vârstă de 80 de ani, adică neamțul, cum ar veni. Așa, era călit la vârsta asta. A rămas mască atunci când a auzit câți bani cheltuie românul din cauza centralei pe ulei. Mi-a zis că nu se poate să consumă atât, că sigur am eu ceva stricat la centrală. Curge pe undeva. Din curgen zi. Mai mult curgen centrală. Da, curgen centrală. Da, și din vorbă în vorbă spune neamțul că la el în cameră, în dormitorul lui și al celor care locuiesc în casă, sunt 14 grade Celsius iarna. Băi, am mai auzit povești de astea. Nu doar în Germania, și în Franța am auzit. În Paris, adică nu... Oamenii acolo nu fac căldură ca la noi să fie 26 de grade, 28 în casă sau cât ori fi. Ăia stau acolo la 19-20 de grade. Ăsta poate exact la 80 de ani, cred că s-a obișnuit, a făcut mult antrenament. Eu pe undeva înțeleg frigul iarna din casele din zona Mediteranei. Am ajuns odată în februarie în Grecia și m-am cazat la un Airbnb. Singura dată când m-am cazat la Airbnb. N-ai ce căuta acolo. Bă, băiatule, deci în Atena, în februarie, afară, era frig, na. Mi-a înghețat capul în casă, radiau pereții, frig. A fost ceva înspăimântător. Revelion în Portugalia, în sud acolo. Poftim. Aproape de pneumonie după o noapte. Exact. Serios? Bun, și cumva îi înțeleg. Bă, suferă 2 luni și după aceea n-au nevoie de căldură, că la ei e cald. Dar în Germania, adică acolo totuși, Germania este o țară friguroasă. Au cât să nu le înghețe pereții. 14 grade, bun. Din vorbă i-a zis că 14 grade, l-am întrebat, zice românul nostru, cum poate să doarmă. A zis că el își pune fesul în cap, o pijama foarte grasă și o plapumă. Am rămas uimit, am zis că poate vorbește aiurea. În altă zi spune, mă întâlnesc cu alt vecin. Intru în vorbă, întreb de încălzire. De iarnă, nu știu, tot la fel. Mi-a zis că are în casă 14 grade. Românul nostru și-a făcut cruce, a trecut mai departe. Zis, ce spune? Da. Românul nostru. Și, bă, eu nu înțeleg. Acum, întrebare. Chiar așa, deci pentru... Nu știu dacă ne ascultă cineva din vest la ora asta, că e foarte dimineață, dar dacă ne ascultați din țările europene, gen Germania, Olanda, Danemarca... S-au trăit acolo și v-ați întors și vreți să ne spuneți. Frate, așa este? Iarna e frig în case? Adică atât de frig? Atât de frig, 14 grade sau... Da, ține mesaje 0728-3D1-3D2. Peisajul pare foarte frumos de afară. Adică, excepțional, dacă te duci pe acolo doar în vacanță, arată super. Și cabanele sunt încălzite pentru turiști în zonele astea. Dar cum e realitatea? Băi, eu pe vremea lui Ceaușescu trăiam într-o casă de-aia veche. Uh-huh. Cu tavan înalt, cu nu știu ce, care avea o centrală termică care funcționa, ea săraca, funcționase tot cu păcură la viața ei. Nu erau gaze, era nasol. De asta era bună soba de teracotă pe vremea aceea. Da, invidiam pe... Aveam niște vecini care aveau sobă de teracotă, invidiam rău de tot. Băi, era un frig în casă, erau... Într-adevăr, erau 16, 15, 14 grade. A fost o iarnă îngrozitoare care a fost 13 grade. Am urât fiecare minut al acestor ierni. Deci ai fost neamț și tu. Da, dar nu-mi imaginez, adică, că în vest se poate în felul ăsta. Deci, într-adevăr, frig este, într-adevăr, câte grade iarna acolo unde locuiți? Și unde locuiți? 0728-3D1-3D2. Bună dimineața, și eu sufăr după perioada comunistă, când copil fiind ne lipeam de cei 5 elemente ai caloriferului abia cald, spune Dana.
Am suferit de frig într-un schimb cultural studențesc la Paris, studentă fiind, pentru că era prea scump pentru studenți și nu porneau căldura. Am înlemnit de frig și m-am chinuit să dorm cu două perechi de pijamale și training, plus plapumă, peste, într-un campus din Ghimaraeș. Am suferit de frig la 16 grade într-o casă a firmei unde sunt angajat în Germania. Acasă astăzi stau iarna în tricou, sub 25 de grade, exact. E frig. Da, adevărul că oamenii care au trecut prin frigul Ceaușis, pe cuvântul meu, dacă suportăm temperaturi mai joase așa cât de cât. Da, când aud, mamă, eu stau la 18 grade, bă, băiatule, du-te de aici. Ești zeci de mesaje cu tot atâtea povești. Răzvan din Baden-Baden spune că așa este, după o iarnă cu căldura lăsată în mod normal la 21-22 de grade. Da. Într-un apartament cu 3 camere, mi-a venit regularizarea în primăvară 5.000 de euro. Frate, așa că n-aș trăiește în Germania. Hristoase, nu cred. Din Calamata ne scrie cineva și spune că locuiește acolo, zice, avem șemineu în salon pentru căldură ziua, iar seara băgăm fenul sub plapumă o oră înainte de culcare. Totuși. Sunt în Franța de un an și jumătate și vreau să vă spun că la ei păstrează iarna o temperatură de 18 grade în casă. Cu cei cu care am discutat subiectul spuneau că o fac din grijă pentru mediu, ceea ce poate fi adevărat. Okay. Dar foarte puțin recunosc că o fac din zgârcenie. La polul opus vara nu folosesc aer condiționat. Tot din considerente eco. Mediu, și în paranteză, ce zgârcenie, evident. Da. Dacă zgârcenie, mă, dacă ajungi să plătești la regularizare 5.000 de euro, scuză-mă. Păi nu, era în Germania, asta e din Franța, sunt povești separate. Am înțeles asta, dar totuși, ești Viorel, partea de lume. Viorel ne scrie că în Belgia are o casă de 150 de metri pătrați, iar anul trecut am plătit 4.500 de euro pentru căldură și am primit ajutor de la guvern 1.000 de euro. Asta ca să fac 20 de grade. Deci nu o să se lăfăie. Bă, nu e atât de rău în România, totuși, dacă stai să te gândești. Să știi? Mm-hmm. În Suedia ne scrie Ștefan că la Stockholm temperatura în apartament este de 20 de grade și nu poate fi schimbată decât cu acordul asociației de locatari. Bă, o vezi pe asta la noi? Ședințe interminabile cu șeful de scară. Peste tot, spun eu, că nu s-ar sări de limita minim. Dacă ar fi asta cu 20, poți să faci ce vrei tu, că 20 rămâne. Și cam asta e. S-ar face excepții. Spun eu că s-ar găsi oameni care s-ar... Hai, boss, hai să vă mai zic unul din Germania și gata. Mai zic. Diene semnă. Zice așa, noi stăm într-o casă de 3 camere și avem o singură sobă pe ulei. Soba se strică mereu și proprietara nu vrea să o repare prea repede, motivând că nu trebuie să facem risipă. Citez. Vă călesc eu copiii dacă voi nu sunteți în stare. Măi, de mine mă ia cu fric. Ce zice? Am zis că e nebună, care are 85 de ani. Dar interesându-mă și la alți vecini, așa este. Așa e, a? Nimeni nu face în casă mai mult de 17-18 grade. Asta în condițiile în care zice acum la noi este temperatura de 1 grad. Mamă, dacă ar ști nemții asta, îți dai seama, valuri de nemți ar fi spre România acum, păi, să se stabilească aici. Cuvântul meu, am dat drumul la centrală zilele trecute, că erau 23 de grade în casă și mă strângeau un pic. Deci nu se poate așa ceva, pe cuvânt, mă ia frigul numai că mă gândesc. Ia stai să... Bună dimineața! Am fost într-o vacanță în Belgia, în Antwerp, la o verișoară soției și la fel, la ei în casă a făcut excepție că ne-am dus noi și a făcut 20 de grade iarna. Ei stau între 15-18. Mă gândesc că probabil așa s-au obișnuit. Dar noi am... Eu tremur numai când ascult. Și nu, de atunci n-am mai mers iarna în Belgia. Dar știi că anul trecut, când a început războiul și când creștea prețul la gaz, la astea, și ne gândeam, aolo, ce ne facem, m-am bucat să-mi caut ciorap cu baterie. Nu cred. Auzi, dar la noi, la Sibiu... Sunt niște ciorapi, stai, sunt niște ciorapi, înțeleg, pentru montaniari, pentru nu știu ce. Așa. Ciorap cu baterie. Costă ca naiba, înțelegi? Costă foarte mult aia care sunt de calitate bună. M-au zis doar eram, cu baterie, da. Eram pregătit să-mi iau ciorapi cu încălzire, tată. Auzi, la Sibiu, credeți că neamțul nostru dă drumul la căldură sau... La 5 case sau câte are? Câte mai are, bă? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.